La rețeta de maioneză au fost foarte multe întrebări întotdeauna și m-am hotărât să fac un video scurt ca să vedeți că merge foarte ușor și nu vă trebuie nimic special ca aparatură, însă, deci esențiale sunt produsele de calitate. Deci veți obține un produs finit numai atât de bun cât au fost și ingredientele din care a fost făcut. Deci am constatat de foarte multe ori că uleiul este o mare problemă. Eu am aici un ulei care este de la Mani Bloyel, care este un ulei în calitate raw, deci nu e preparat termic. Cu asta cu ulei e o discuție foarte mare pe care poate să povestesc altă dată. Am piure de migdale de la Dr. Görg, tot așa, așa cum vă recomand și produsele de nucă de cocos, nu pentru că am eu affiliate link și că pentru că pot să câștig ceva în felul acesta, nu, ci pentru că sunt indispensabile, după părerea mea, pentru anumite rețete. Deci sunt, am avut la toate grupele de curs, de ateliere, au fost oameni care au avut niște ingrediente mai ieftine și cărora nu le ieșeau lucrurile. Și după ce au schimbat, și-au cumpărat ingrediente de calitate, le-au ieșit lucrurile. Rețeta este, deci, după US Hochstrasse. Am să vă dau și linkul original. Și haideți să începem să facem. Deci, ca aparat, vom avea un mixer vertical. Avem aici suc de portocale, suc de lămâie, sare ayurvedică Kalana Mac, asta este importantă pentru gustul de ou. Așa, deci piureu de migdale, apă și ulei. Atât. Dar mai mult nu este nevoie. Deci să începem. US Hochstrasse pune la 3 linguri de piure de migdale, 200 de mililitri de ulei de ulei. El nu pune ulei de măsline, eu pun ulei de măsline. Eu încerc să fac cu mai puțin ulei, pentru că ideea este să nu consum chiar așa de gras totul. Da, deci se amestecă întâi piureu de migdale cu zeama de lămâie și zeama de portocale și se mixează până se face o emulsie. Vedeți, s-a făcut o emulsie bună și putem să începem să adăugăm uleiul. Dacă era prea tare, se mai adăuga și apă. A fost destul de multă zeamă de lămâie și zeamă de suc de portocale. Așa că nu este nevoie să mai adăugăm apă. Poate mai târziu, vedem. Deci, cantitățile sunt întotdeauna foarte aproximative. Se face în funcție de... Se lucrează și în funcție de ce iese, se adaptează cantitățile întotdeauna. Deci, vedeți că nu tot cu picătura, ci cu ghiotura. Nu pot să spun altfel. Să vă arăt deja, deci s-a întărit mult. O să adaug un pic de apă acum, ca să facem o maioneză mai dietetică.
E foarte tare, de se vede. Este, deci stă, de nu se poate. Deci după mine, pentru mine, maioneza este terminată. Mai pun un pic. Așa, și punem sarea ca la namac, ca să avem gustul de ou. Deci o sare cu sulf. Și asta dă gustul destul de pregnant de maioneză cu ou. Deci gata este maioneza, uitați-vă cât este de tare. Deci are gust de maioneză, arată ca maioneza. Dacă vreți să faceți mai galbenă, îi puteți pune un pic de curcuma, de praf de curcuma să punem, ca să vedeți cum se face. Nu prea mult. Curcuma e foarte bună, oricum. Deci poate fi folosită în orice, e foarte sănătoasă. Așa, deci aș putea să mai pun un pic. De apă, deci vedeți că am pus mai multă apă pe tutunei. Și acum ară, vedeți, este culoarea mai galbenă, deci mai apropiată de maioneza de ou. Da, deci eu pun maioneza asta pe salată de crudități, pe salata fără băf, cum îi spun eu. Se poate folosi la absolut toate legumele. Este o maioneză sănătoasă, de e dintre asta puteți să mâncați cantități fără să vi se facă rău, fără să vă nebuniți de ficatul. Deci pur și simplu încercați și vedeți ce iese. Vă doresc spor și sper că v-am făcut suficient de curioși ca să încercați rețeta, care este excepțională și pe care vă garantez că dacă ați făcut-o odată, o să o faceți în permanență. Și ce are avantajul, deci nu se prinde nimeni că nu este maioneză normală. Asta este marele avantaj, după părerea mea. Vă doresc toate cele bune și spor!